Bună dimineața România, bună dimineața București Și bine v am regăsit dragii mei la continuarea episodului Episodului, doamne, continuarea videoclipului de Despre rețele Rețele de YouTube Data trecută poate că v-am lăsat puțin în ceață pentru că v-am promis o comparație între cărți full screen, și până la urmă nu prea v-am zis nimic de cărți. Asta e datorită faptului că de la primul videoclip în care mă plângeam eu de mașini, mam, am căutat mult mai aprig pe YouTube și asta e și motivul pentru care am făcut la începutul videoclipului trecut acea mică reprezentație cu lână ca să vedeți exact unde se duc banii generați de către canalul vostru? Uh, drept urmare, entuziasmul meu pentru cărs s-a mai potolit un pic. Uh, îi privesc în continuare cu o afecțiune destul de mare, dar din punct de vedere al parteneriatului nu prea sunt convins. În momentul de față, ochii mei ca și canal măricel s-ar îndrepta către full-screen dacă aș putea cumva să obțin un procentaj ceva mai mare și dacă aș putea să profit la capacitate maximă de acele promoții de care vă spuneam adică pur și simplu să-mi arăt fața la cameră și să zic uitați-vă și pe canalul cu Tărescu că na, e promoție full screen și vreau și eu niște bănuți știți foarte bine cum sunt eu și cu fața mea on camera. <laughs> Bun. Hai să o luăm cu întrebările direct. Data trecută am luat așa în general, v-am spus ce și cum. Probabil că o să mă repet cu aceste întrebări, dar nu e nicio problemă. Dacă vă zic cu cât vă zic mai mult, cu atâta mai bine. Uh, hai să luăm la rând cu întrebările, nu mai, nu mai deviezi de la subiect că dacă tot le-am scrise. Se plătește pe vizualizări sau pe numărul de abonați sau pe like-uri? Cum se plătește? Se plătește uh, un pic mai ciudățel, În primul rând că cu cât ai vizualizări mai multe cu, atâta, cu atât vei primi mai mulți bani dar trebuie să înțelegeți că banii voștri de pe canalul de YouTube vin din reclame deci în momentul în care unuia dintre, dintre abonații voștri îi apare o reclamă pe videoclipul vostru automat banii de pe acea reclamă, cât o fie ei de puțini, ajung pe canalul vostru da? Asta înseamnă că dacă din 10 oameni care se uită la videoclipul vostru doar din, doi doar dintre ei văd reclama aia înseamnă că doar acele două vizualizări sunt puse la socoteală pentru monetizare. Cu alte cuvinte dacă videoclipul tău are 10.000 de vizualizări. Dar, la, dar au apărut reclame doar la 1.000 dintre acele vizualizări, atunci doar acele 1.000 de vizualizări sunt puse cu bani. Cu alte cuvinte, nu contează numărul de abonați, poți să ai 2 abonați, dar dacă ai 100.000 de vizualizări, că nu știu prin ce minune ai tu un videoclip la care se uită toată lumea, dar nu vrea nimeni să se aboneze, sunt șanse foarte mari cu doi abonați să faci mulți bani. <laughs> like-urile reprezintă altceva și nu este acest videoclip. Nu, nu, am de ce să vă spun în momentul de față care e treaba cu like-urile și cu comentariile. Asta intră în altă discuție pe care poate o să o fac în alt videoclip cu altă ocazie. Bun, următoarea întrebare. Eu sunt mic și m-am dus la rețeaua X. Am făcut o greșeală? Și da, și nu. Um, nu știu, poate că trebuia să le organizez mai bine uh, întrebările astea ca să fie o progresie mai frumoasă a răspunsurilor. Pentru că multe răspunsuri o să fie deja date de la întrebările anterioare. Um, am făcut o greșeală că m-am dus de mic la o rețea. Ai făcut o greșeală că te-ai dus de mic la o rețea, pentru că tu nu citești contractul. Poate că ai un noroc de la prostesc și ai prins cumva cu o rețea foarte, foarte șmecheră care să ți dea niște beneficii extraordinare. Da? Uh, și să ți dea și un procent foarte mare din uh, din banii produși de canalul tău. De obicei nu este asta cazul. De obicei ți-ai luat apa. Pentru că tu nu citești contractul. Contractul este de obicei în engleză. Tu te cam chinui puțin cu engleza. Pentru că nici la școală nu îți prea place. Toate desenele animate la care te uiți tu și filmele sunt în română sau sunt subtitrate. Mai greu cu engleza. Și contractul ăla oricum sunt niște termeni legali și are 22 de pagini, e complicat. Tu ai semnat pentru că ai văzut că lumea a semnat, au semnat și alții și te-ai dus și tu. Deci din punctul ăsta de vedere, da, ai făcut o foarte mare greșeală pentru că te-ai băgat cu capul înainte. Cam asta este răspunsul la întrebarea ta. Așa se întâmplă de obicei Chiar și pe titani, așa s-a întâmplat de foarte multe ori. Uh, am un canal mic, mă bag repede la un parteneria să mai aștept. Aici vreau să vă readuc aminte ce am zis eu în, în primul videoclip când mă plângeam de mașinima. La momentul respectiv am zis așa. Când ajungi pe la 500 de abonați, ți se par mulți și vrei să faci un parteneriat, dar când îți cauți rețea, te duci și tu la prima care te acceptă pentru că ai puțini abonați. Aici sunt două lucruri care se bat cap în cap. Prima dată am zis că ai 500 de abonați și ți se par mulți, dar după aia te duci la prima care te acceptă pentru că ai puțini abonați. Um, chestia asta mi s-a întâmplat și mie și ne facem vinovați cu toții. E, când zici că ai mulți abonați te referi la faptul că ai suficient de mulți abonați ca să încep să, să, să faci profit și ție ți se pare că dacă nu faci repede un contract tu pierzi bani e bine dragii mei suntem în România credeți-mă când vă spun că la o mie de vizualizări sau cât faci tu pe zi nu faci bani deci Stai liniștit Tu vezi de treaba ta în continuare Eu te mai era și aici un om de zăpadă Tu vezi de treaba ta în continuare Și documentează-te Îi interesează-te în stânga În dreapta că până crești tu Suficient de mare Încât chiar să merite financiar Un parteneriat Mai e și oricum până una alta tu poți să-ți faci monetizare pe, direct cu youtube deși ca să scoți bani e mai greu după aia că trebuie să te duci cu uh, zic cu uh, că nu vine acum, cu Western Union și pentru asta ai nevoie de buletin te complici cu părinții, mă rog oricum, oricum nu faci bani la nivelul la care ești tu acum la început ai răbdare, documentează-te, vezi ce ți oferă fiecare și când, vezi că, când zic că vezi ce oferă fiecare, din nou, nu vă lăsați duși de nas cu promisiuni de grandoare că te pune ei, domne, și îți fac reclamă peste tot. Nu, astea sunt promisiuni pentru americani. Pentru români, pe tine te interesează chestiile clare. Să știi clar ce îmi ofer tu mie ca și român ce ai mai oferit altui român care a intrat la tine în rețea? Bun. Dacă am parteneriat cu X, pot să am un parteneriat și cu firme precum PC Garage? Ca idee, da. Pentru că aceste parteneriate pe care le aveți cu PC Garage și cum mai știu eu ce firme, în general sunt fără acte. Da? Și chiar și dacă ar fi cu acte, nu mi-aduc aminte în contract să zică mașinima că nu ai dreptul la uh, sponsori adiționali eu vorbesc despre mașinima din nou pentru că cu ăștia mă cunosc dar eventual puteți ca să clarificați întrebarea asta puteți să o puneți la recruiter în momentul în care așa uh, deci da ca idee da puteți să faceți parteneriate și cu firme pe cum pisicaraș. Când sunt plătit de rețea? Că sunt două, de două luni la ei și nu mi-a venit niciun ban. Din nou, citiți contractul. În mod normal, contractul zice în felul următor. Ți se vor da bani de pe urma canalului tău când treci, când câștigi măcar suma de... Și zic o sumă, 50 de dolari, 100 de dolari, au ei o sumă minimă, ca să poată să-ți trimită banii pe cont. Pentru că există niște taxe, da? De exemplu, pe pe aluțea niște taxe și pentru ei ar fi deja o uh, e prea multă să-ți dea ție 2 dolari, că doar atât a făcut canalul tău. Așa că în contract de obicei se specifică, o ți dăm bani în momentul în care faci și tu mai mulți bani ca să merite hârtia. <laughs> Așa, mai ești sau nu cu mașinima? Fraților, ce întrebare e asta? Da! Sunt cu mașinima pentru că nu am dat când trebuia cererea și mi-au prelungit contractul. De la toată treaba asta a pornit videoclipul. Cum puteți să întrebați dacă mai sunt sau nu cu mașinima? Unde a fost neclar? Așa, în sfârșit am ajuns la o întrebare extrem de mare. Vă povesteam în videoclipul trecut diferența între affiliate și managed managed și uite că vă spuneam că trebuia să pun întrebările astea cumva mai coerent deci când te bagi prima dată la o rețea oricare ar fi ea tu ești afiliat. asta înseamnă că dacă tu faci o bubă și pui un uh, uh, o melodie de Metallica pe videoclipurile tale tu o să ției -ți uh, una după ceafă de la Google și o să spună vezi că ai uh, conținut cu copyright pe el ori îți iei copyright strike, ceea ce este extrem de nașpa pentru canalul tău, la trei astfel de strikeuri uri ți se închide canalul și până nu ți expiră acel copyright strike care înseamnă 6 luni de zile, ai foarte mari probleme cu monetizarea videoclipurilor și toate chestiile de genul ăsta. Deci un copyright strike e nasol pentru canalul tău. Așa, deci cum spuneam, dacă faci o prostie și pui conținut de genul ăsta pe canal nu își asumă absolut niciun risc rețeaua la care ești, tu ești de vină pentru ceea ce, ceea ce ai postat pe canalul tău. Managed înseamnă că rețeaua își asumă responsabilitatea pentru ceea ce postezi tu pe canalul tău ca să te facă managed, ei trebuie să aibă o încredere în tine absolut asta înseamnă că și cum, vă, cum dobândesc ei încrederea asta în tine în momentul în care uh, ei observă că tu ești suficient de serios pe canalul tău și că ai un canal suficient de mare, adică tu singur nu ți-ai permite să ai o problemă de copyright pe canal pentru că te-ar nenoroci din punct de vedere financiar. Abia atunci a, își asumă și ei riscul ăsta pentru că știu că tu nu o să faci buba asta. Da, adică, uite, hai să ne uităm la Captain Sparkles sau chestii de genul ăsta. Uh, el cred că e managed, da, și tot, tot a avut probleme cu nu știu ce melodie, că era parodie la uh, zi mă, Gundam Style. Da? Deci credeți-mă când vă spun că managed ul ăsta e așa un fel de, n-ar mai fi și e foarte incredibil de greu să obții managed și nici atunci nu ești sigur că ți acoperă fundul în totalitate rețeaua la care ești. Următoarea întrebare, ești obligat să postezi după ce îți faci un contract? În mod normal nu toate contractele îți spun că tu poți să postezi când vrei, cum vrei. Poți să faci contractul și după aia să nu mai postezi deloc. Uh, deci poți să postezi contractul și uh, poți să semnezi contractul și după aia să nu mai uh, postezi deloc, dar niciodată nu se știe. Um. <laughs> Niciodată nu se știe cum, ce clauze ascunse au ăștia prin contract, așa că foarte mare grijă citiți contractul. De ce îți dorești să ieși din mașinima? Ce s-a întâmplat? Eu în general n-aveam nicio problemă cu mașinima, vedeam fericit de treaba mea, până în momentul în care, l-am acum șase luni de zile, le-am dat un mesaj le-am dat un mesaj în care întrebam despre uh, condițiile contractului meu. Adică, domne, uh, să-mi verifice, să confirm faptul că uh, condițiile contractului meu pe care le-am semnat uh, sunt într-adevăr respectate de către ei. În momentul ăla am realizat și am văzut Că, de fapt, de un an de zile eu eram pe contractul vechi. Eu eram pe contractul vechi, în ideea că eu eram plătit conform contra contractului vechi, contractul standard, în loc să fiu plătit conform contractului pe care îl semnasem eu. În momentul ăla, eu am zis, ok, eu nu mai am ce căuta la oamenii ăștia, trebuie să plec. Da? și bineînțeles pe parcurs bubele de fiecare dată să-și arăție contractul și toate chestiile astea nu, nu se mai poate așa ceva, se muncește de parcă am fi în 1900 cu foile. așa, cel puțin așa am dă impresia, am impresia că acolo se învârc calculatoarele cu hamsteri ceva de genul ăsta nu poți să-i dai în judecată Sigur, poți să-i dai în judecată, asta înseamnă tu trebuie să ți angajezi avocați în America eventual dacă e necesar să te deplasezi acolo de asemenea tu trebuie să arăți în fața instanței că contractul pe care tu l-ai semnat de la mașinima are o bubă adică mașinima nu și-a respectat clauzele contractuale față de tine da ceea ce am aflat în episoadele trecute în videoclipurile trecute că mașinima știe foarte bine să-și facă contractele și le-a schimbat de multe ori astfel încât să-și acopere fundulețul în totalitate. Deci da, ai putea să-i dai în judecată dacă ai cumva o moștenire imensă și nu ai ce face cu timpul tău. Următoarea întrebare Ei îți dețin contul de YouTube? Da. Ei îți, în contract, stipulează că iau cont, uh, zi. ei au. ei uh, au. nu găsesc chiar cuvântul. Controlul absolut pe canalul tău. Cu alte cuvinte, dacă, spre exemplu, tu ai un videoclip uh, as, ascuns, pus pe privat, da? Sau. Uh, nu ai pus reclame pe un videoclip, mașinima poate să vină fain frumos și să îți uh, pună reclame sau să ți facă acel videoclip, uh, videoclip public. În general, asta nu se întâmplă pentru că nu le pasă suficient de mulți de mult. Și oricum, la câte canale au ei nu stau să te verifice. Dar ca idee, au un control atât de mare asupra canalului tău încât practic îți poți șterge videoclipuri, poți să facă ce doresc ei în pe baza faptului că zi, îți fac un bine la canal. Cam asta este scuza. Da? Deci contractual ei dețin canalul tău. Eu, așa. De aplicația pentru Xbox am discutat când am vorbit despre e-mailul primit de Adi. Așa, hai să discutăm. Asta e mai mult un subiect din partea mea decât o întrebare din partea voastră. Uh, ce domne, atâta mare chestie cu contractele astea? De ce nu stai pur și simplu pe Google, faci contractul cu Google, îți iei 55% și te doare în pix? Situația nu a fost întotdeauna așa cum este acum. Noi în România nu aveam uh, Google uh, în ideea că nu puteam monetiza videoclipurile de YouTube. Singura modalitate de monetizare era să te uh, cuplezi cu o astfel de rețea precum era mașinima sau full Fullscreen. Deci eu în momentul în care am semnat contractul cu mașinima, nu puteam să monetizez prin Google AdSense. Ca să râdeți un pic așa, la două luni după ce am semnat contractul cu mașinima a apărut uh, YouTube România și posibilitatea de a monetiza prin AdSense asta așa, de amuzament ca să vă faceți o idee uh, și bineînțeles că în primele luni nu am făcut absolut niciun ban pentru că nu existau reclame pentru români nu existau uh, era reclamele alea mici standard de AdSense cu text și atât dar oricum foarte puține uh, deci din cauza asta alergam, alergam după un parteneriat. În momentul de față, un parteneriat din nou îți poate, aduce numai, îți poate aduce beneficii numai în cazuri speciale. În cazuri speciale, cum vă spuneau, dacă au ei cumva o platformă care chiar să-ți aducă ceva în plus față de ceea ce poți face tu pe YouTube. Vă spun că lucrul ăsta nu se prea întâmplă. Uh, sau sau dacă ai, au o platformă cu mare full screen, în care să ți se aducă bani în plus față de ceea ce uh, față de reclamele de pe YouTube. Da? Și din nou foarte mare atenție, uitați-vă la videoclipul trecut. Uh, am povestit acolo dacă cum să vezi dacă într adevăr se merită sau nu genul ăsta de conexiune cu full screen. Să nu uităm că în full screen te obligă într-un contract pe un an, pe doi ani, pe trei ani, pe cât o fi și la full screen. Da? Deci asta aduceau rețelele atunci când toată lumea era disperată cu rețele și acum, mă rog, da, atunci aia era principal și a rămas așa trendul pentru că nu puteam monetiza nu puteam arăta reclame pe videoclipurile noastre pentru că eram din România și trebuia să Faci parteneriat cu o rețea. Uh, Ia să luăm și pe asta acum. Că, că tot, așa. Uh, bun. Am terminat și cu subiectul ăsta De ce alergat toată lumea după, după parteneriat? În momentul de față, poate că cel mai mare plus al unui parteneriat cu rețelele ar fi faptul că te plătesc prin PayPal în loc să. Te plătească YouTube-ul prin Western Union. Este mult mai ușor cu PayPal-ul să-ți plătești jocuri pe Steam, este mult mai ușor cu PayPal-ul să-ți conectezi un card de debit și să-ți coți direct pe card banii. E și asta o facilitate. Bun. Am terminat și cu treaba asta. Hai să discutăm câteva detalii despre primul tău contract. Ai, fă, ai făcut și tu câteva mii de abonați. Vrei te gândești să faci un parteneriat? Poate că ai ajuns la concluzia că într-adevăr chestia asta cu full screen-ul este foarte avantajoasă sau poate că cursul până una alta îți oferă ceva foarte șmecher contra celor 10% pe care uh, îi dai, da? Hai să discutăm despre ce trebuie să la ce trebuie să fim atenți în momentul în care uh, ne facem contractul în primul și în primul rând fraților, țineți minte că este singura dată când voi aveți avantajul față de rețea în momentul în care tu te duci la un recrutor și zici că vrei să te duci la el omul ăla pentru el tu ești o micuță mină de aur pentru că el așa este plătit la numărul de oameni pe care îi recrutează. Deci în momentul ăla tu ai avantajul și poate că e singurul moment în care tu ai avantajul față de rețea. Pentru că tu poți, dacă nu-ți convine, să zici nu și la revedere te-ai dus la altă rețea. Credeți-mă că sunt o mie și una de rețele, doar trebuie să le cauți. Deci țineți minte că acum aveți avantajul. Bun. Cea mai mare chestie e bineînțeles contractul, citiți contractul fraților, știu că e în engleză, știu că are 20 de pagini, știu că e cu termene ciudățele, băgați-vă pe Google și citiți mama lui de contract și scrieți-vă întrebări. De ce scrie un contract treaba asta? Asta înseamnă că nu am voie să fac nu știu ce, de ce um, îmi deții tu controlul asupra canalului meu. Vreau să modific nu știu ce la contract se poate. Nu-mi place chestia asta. De ce e așa în contract și ce înseamnă? Aici veți vedea seriozitatea uh, rețelei și în principal a omului cu care vorbiți, dar ideea este că omul cu care vorbiți uh, nu o o să mai vorbiți cu el mult timp. Adică el după ce va cooptat, va băgat în rețea, el își vede de treaba lui și cooptează alți oameni. Dar este foarte important uh, să vedeți seriozitatea omului pentru că în mare parte uh, seriozitatea lui vine și din seriozitatea uh, firmei, din seriozitatea rețelei. Spre exemplu, vă dau uh, experiența mea cu recrutorul meu acum cât a fost, mă? Doi ani de zile. Eu am citit contractul și am început să pun întrebări. De ce așa, de ce așa, de ce așa, de ce așa, de ce așa. Omul meu a răspuns la una sau două întrebări și după aia s-a concentrat exclusiv pe ceea ce îl interesa pe el. Și anume procentul și anii uh, cu care te lega de mașinima. Din momentul ăla nu mi-a mai răspuns la nicio altă întrebare decât pe treaba asta Păi hai că uite îți dau un procent mai mare și îți mai scad din anii ăia Și eu ca prostul nu am insistat Pentru că trebuie să înțelegeți că ei nu vă răspund așa deci ei nu vă răspund imediat, ei vă țin așa un pic, știi, tu ești acolo, bă, vreau și eu contract repede, repede, că na, uite, pierd bani, cum vă spuneam la început, pierd bani. Și profită de treaba asta, vă răspund așa cu o zi sau două întârziere și iarăși, ușurel, ușurel, vă duc cu zahărelul, e și asta o tactică, credeți-mă că e și asta o tactică. Obligații să vă răspundă la toate întrebările, chiar dacă ați stabilit deja procentul și toate cele, da? Ok, ți-a dat un procent mai mare. Bun, perfect, nicio problemă. Acum hai să discutăm despre celelalte detalii ale contractului. O să vedeți că dacă oamenii nu sunt serioși, încep să vă răspundă și mai rar. Și atunci când încep să vă răspundă și mai rar, plecați, fugiți, fraților de ei, fugiți. <laughs> Să nu-i mai vedeți la față. Găsiți-vă un om care să vă răspundă de îndată ce poate. Ce se întâmplă? La noi e și diferență între fusul România versus America. Ceea ce înseamnă că el ajunge la serviciu pe la 7 seara. Deci, cum ar veni la noi 7 seara, la el e 9 dimineața. Da? Deci, o să, vă, o să vă răspundă puțin mai greu. Plus că mai trebuie să mai răspundă și la alte e-mail-uri. Dar... Uitați-vă să vedeți dacă vă răspunde prompt și uitați-vă să vedeți dacă vă răspunde la toate întrebările și puneți multe întrebări. Sunt 20 de pagini de contract, credeți-mă că aveți de unde să scoateți întrebări. Nu vă limitați la ce procent îmi dai și pe câți ani. Puneți întrebări. Așa, stai să o mică pauză ca să îmi readun gândurile și să vedem unde am rămas. Bun Deci asta era foarte mare chestie Citiți contractul Aveți foarte mare grijă Vorbiți cu ei, puneți-le întrebări Vedeți dacă într-adevăr se merită Parteneriatul, adică ce îți oferă ție ca și român Nu ce-ți oferă ție ca și În general ca și youtuber Ce-ți oferă ție ca și român pentru că asta așa ce oferă ei la toată lumea, mai ales în Americi, este o cu totul și cu totul altă pălărie și mărie și tot ce vreți voi. Bun, așa. Documentați-vă, bun. Dacă vreau să fac vlog. Stați așa să ne culcăm. Dacă vreau să fac vlog, mă duc la Curs. Uh, ul este cumva dedicată pentru gaming. Uh, dacă vezi vlog, probabil că full-screen sau uh, uh, vizo, din nou, altă rețea la care ați putea să vă ce să întrebați. Uh, vizo ăsta fac parte de o altă rețea mai mare dar ca idee nu sunt cu gaming-ul. mi se pare că contractual sau nu mai știu exact, trebuie să vadă că măcar 80% din conținutul canalului tău are legătură cu jocurile. Bun, am, am, răspuns și la asta. Am parteneriat pe un canal mai vechi, dar nu-mi convenea așa că mi-am făcut alt canal și alt parteneriat. Trebuie să-i anunț pe ăia vechi? Ca idee, dacă ai un parteneriat cu o rețea și îți faci alt canal cu altă rețea, este împotriva legii, împotriva contractului, ca idee. Partea frumoasă este că nimeni nu se uită să verifice dacă tu ai al canal și te-ai lăsat de canalul vechi. Uite, de cel, mai, cel mai bun exemplu este Ioana da, ea a avut uh, un canal cu nu știu ce RPM, l-a lăsat pe ăla de în și s-a apucat ea fain frumos de alt canal. Ei, Ioana, dacă s-ar duce acum și le-a spune alora vechi că s-a apucat de alt canal, a intra în bucluc. Așa că dacă faceți chestia asta, tăceți din gură, vedeți-vă de treaba voastră și în momentul în care se uh, închide contractul pe canalul vechi, da? Vedeți și voi cum e cu 30 de zile înainte, cu 60 de zile înainte, cum o fi. Vă duceți fain frumos, le dați mail că vreți să plecați și ați încheiat discuția cu ei. În ideea că s-a încheiat polo... asta, asta, dacă sunteți serioși cu YouTube-ul și așa. Că dacă nu, vă doare în poponeață, puteți să vă vedeți de treaba voastră. Da? puteți să lăsați canalul vechi oricum și așa nu se uită nimeni la el nu interesează pe nimeni că tu mai faci sau nu videoclipuri sau că ești pe alt canal da. voi vă vedeți de treaba voastră dar ca idee generală ceea ce faceți așa nu este tocmai ok spre exemplu în momentul de față eu dacă aș vrea să plec de la mașină probabil că singurul lucru legal pe care aș putea să-l fac ar fi să șterg canalul ăsta ca să și automat se închide contractul se ghide tot cu mașinima, nu mai am nimic cu ei le-am dat așa le-am dat un ticket să-i întreb ce se întâmplă dacă am șterg canalul, încă nu mi-au răspuns aștept să văd, asta e a doua zi bun nu-i poți face să te dea afară dacă încalci aspecte ale contractului aici intervine o chestie știți voi cum e povestea cu drobul de sare sau cum e vorba aia românească că nu are cum să mi se întâmple mie. Taman mie, nu se poate. Dacă ți încalci astea în contract, mașinima în momentul ăla te are și mai mult la mână în ideea că îți poate intenta un proces, te poate, se poate judeca cu tine, pot să apară complicații. În mod normal mașinima nu se sinchisește pentru un canal ca tine, că și așa sunt alții cu milioane de abonați mai importanți decât tine. Dar nu știi când îi apucă pe ea pandaliile și îți fac proces numai așa ca să te dea ca exemplu și să-i potolească și pe alții care, care ar avea intenții asemănătoare. Deci, decât să te riști cu treaba asta, mai bine vezi tu cum faci cu alt canal, cu un taș din gură, mai așa, mai pe românește, știi cum, știi cum faci românul. <laughs> te mai dai pe după coadă, mai vezi tu cum o scoți la liman. Dar asta cu să încalci aspecte ale contractului ca să îi faci să te dea afară, a, a. A altă întrebare, dacă tu ai deci tu ești acum ai parteneriat cu o rețea și vrei să te, să faci parten, să faci parteneriat cu o altă rețea se poate? Nu pentru că cealaltă rețea cu care ai vrea să faci parteneriat se uită și vede că tu ai deja parteneriat cu o rețea până nu ți închei contractul cu rețeaua anterioară nimeni nu se va uita la tine nu este legal Chiar și contractul zice că nu o ai așa. Deci nu se poate. Nu te acceptă nimeni dacă ai deja un partener. Este o șansă să primești contractul în română? Legată de întrebarea asta, mai sunt și alte întrebări. Discuția ei se face în engleză. O altă întrebare. De ce discuția cu ei se face în engleză? Și de asemenea, prin ce metode se comunică cu ei? în română nu o să vedeți decât cu Google -ul. și asta pentru că a apărut YouTube România și pentru că s-au interesat și ei. Până în alta nu există rețea de asta de multichannel care să-ți dea contract în română. Majoritatea o să sunt din America și majoritatea o să ți-l dea în engleză. Discuțiile cu ei o să le ai în engleză. Da? Uh, cel mult sunt, de exemplu, dacă ești într-o țară din asta cu interes pentru ei, cum e Franța sau Spania sau Germania, acolo se fac chiar și bani frumoși din YouTube și acolo ei sunt interesați să facă contracte în limba respectivă. La noi era români mai greu. Uh, comunicarea se face în engleză și se face în general prin e-mail. Foarte rar prin Skype. Și asta numai în cazuri speciale. Ce pot negocia în momentul în care discut un contract pentru prima dată? Cum spuneam, aici este singura dată când îi aveți la mână. Singura dată când chiar puteți să negociați ceva cu ei ca lume În mod normal se negociază procentul pe care ți-l dau, da? și anii pe care se desfășoară contractul dacă este contract cu perioadă determinată. Dar puteți să întrebați și să vedeți și ce altceva ați mai putea negocia cu ei. Din nou, acum este singura dată când el chiar este interesat să te asculte și să te perieze și să-ți dea ceva dulce, ca să zic așa, ca să vii la ei este singura dată când pe el chiar îl interesează să-ți dea ceva pozitiv pentru tine și să dea de la el. Așa că vedeți. Uite, de exemplu, eu dacă ar fi acum să, să am de acum da, și să fac iarăși prin treaba cu mașinima, eu m-aș fi, fi, dus la el și aș fi cerut uh, un CPM, ceea ce nu se mai întâmplă, astea erau contractele foarte vechi de mașini în care se dădeau CPM-uri. Asta întrebați și voi și vedeți exact, aflați căutați ce înseamnă CPM. Aș fi cerut de asemenea ca prelungirea automată a contractului să nu mai fie pentru cât e acum, să fie 0, da? Uh, aș, aș, mai fi cerut multe. Aș fi cerut multe și na. Vedeam dacă îmi dau. Dacă nu, bine, pa, la revedere mă duc la alții. Sunt o grămadă de alții care îți dau. Uh, bun, deci aveți grijă, întrebați și aveți grijă să vă răspundă la toate întrebările. Dacă stă după tine omul ăla și răspunde la toate întrebările și are răbdare, da? cât de stupide fi întrebările, că sunt, o să pui întrebări stupide pentru că ești la început și nu cunoști cu ce se mănâncă, ei, atunci știi că ești pe mâini bune. Da? Dar mă rog. Bun. Ca încheiere pentru videoclipul ăsta și cred că încheiem și subiectul, Aș vrea să vă citesc acum un comentariu venit de la nenea Dota 2 Night pe unul din videoclipurile trecute. El zice în felul următor. Din câte am înțeles eu, unul la mână, mașinima lucrează conform legii și ar face orice să te țină la ei. 2. Te au la mâna lor cu orice. 3. Au o organizație foarte, organizare foarte proastă. Aici adaug eu o mică paranteză. Au o organizare foarte proastă, mai ales pe partea de suport și comunicare între ei. 4 la mână, oameni incapabili. Da. Și 5 la mână te fură legal. Chestia pe care nu o înțeleg este cum au reușit ei să fie o perioadă îndelungată de timp cei mai buni de pe piață. Și hai să răspundem la întrebarea asta. Mașinile mele sunt foarte vechi. Mașinile mele sunt extrem de vechi. Cum vă spuneam, ei au avut contracte și contracte și contracte. La un moment dat, au avut un contract în care uh, te țineau sub acel contract pe viață. Deci, nu te ținea pe un an sau pe doi ani, spuneau că ai un contract cu ei, perpetual contract, adică se renoiește în permanență, fără pe, uh, posibilitate uh, de ieșire. Uh. Așa. Cu ce au avut ei uh, succesul lor? Uh, este că au fost de la început cu YouTube, da. Uh, au profitat de naivitatea oamenilor și au avut posibilitatea să promoveze uh, canalele prin diferitele lor rețele. Cum vă spuneam, uh, ei asta îți spun și ție, că noi avem o echipă de marketing care vinde reclame și scoți mai mulți bani, că avem platforme, au lui și se deja când am zis eu că, bă nu, că noi avem platforme uh, uh, zi pe care te putem promova și toate chestiile astea, da? Deci au fost primii și au știut cum să manipuleze lumea. Uh, Bun, dragii mei, cam atâta și pentru videoclipul ăsta. Sper din tot sufletul că am reușit cât de cât să vă răspund la niște întrebări mari. Ca să tragem o linie, în momentul de față avem YouTube România, ceea ce înseamnă că putem monetiza și noi banii direct. Banii ăștia puteți să vă interesați și voi să vedeți cum puteți să-i scoateți de pe YouTube. În general cu Western Union sau prin transfer bancar. Mai sunt și alte câteva posibilități, dar asta mi-a ieșit mie în evidență când am, când am căutat. Așa. Dacă vă interesează să vă cuplați cu o rețea, căutați foarte bine, foarte bine ce vă oferă acea rețea pentru voi ca și români. Da? Mare grijă că vrăjala asta că, domne, n-ai probleme de copyright cu jocuri este o foarte mare vrăjeală da, uh, trebuie să fii tu atent chiar și cu o rețea ce muzică pui da? uh, ce filmulețe pui de une ei și toate cele asta ține de tine nu ține de rețea rețeaua își se spală pe mâini când vine vorba să te protejeze pe tine de problemele de copyright așa și trei la mână um, Hai să, zicem, hai să zicem că 4. Așa? 3 uh, la mână. O rețea care ți-e bună acum poate să nu-ți fie bună mai târziu. O rețea care ți-e bună mai târziu poate să nu-ți fie bună acum. Și când zic asta mă refer la numărul de abonați, mă refer la numărul de vizualizări. De asta zic. Dacă vă place ușurința cu care sunteți plătiți prin PayPal. Dacă zici că, doamne, nu mă chinui cu Western Union, că trebuie să te duci cu buletinul, n-am buletin, încă n-am, sau mai știu eu ce, am 12 ani sau nu știu ce, hai să mă bag cumva cu, să mă plătească prin PayPal, ok? E mai avantajos să te duci cu o rețea precum Cărs la început, care îți dă 90 decât să te duci cu o rețea precum full screen. La început. Pentru că full screen îți ia și mai mare procentul și nici nu ai puterea de vizionări ca să profiți în totalitate de acele promoții gorila. Da? Când crești ceva mai mare și ajungi și tu la, nu știu, să zic, 5.000 de vizualizări pe videoclip măcar, în momentul ăla te poți gândi că, ok, hai să vedem dacă putem să schimbăm rețeaua. Și în momentul ăla o să te bucuri că ești într-o rețea care nu te ține uh, închis cu uh, contract pe perioadă determinată. Bun, dragii mei, cam atâta pentru acest videoclip și pentru această miniserie de videoclipuri. Nu uitați, nu vă duceți la mașinima, orice ar fi. <laughs> Așa. Și uh, documentați-vă. Documentați-vă, documentați-vă, documentați-vă. Bună seara, România! Bună seara, București! Pe data viitoare!